o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! În urmă cu mai bine de un deceniu, când publicul a supranumit-o Zâna, a fost ca o condamnare la fericire și la a face bine celorlalți. Aceasta este misiunea Andreei Marin, pe care o recunoaște și astăzi. Dragi prieteni, bună dimineața! I-am întrebat pe câțiva tineri din București cine este Andreea Marin și răspunsul a venit prompt. O vedetă. Astăzi vom afla împreună cum e să construiești o vedetă în România. Bună dimineața, Andreea Marin, bine ai venit! Bună dimineața! Și dacă e să preiau din ceea ce tocmai ai spus, să știi că e destul de trist că tinerii văd asta. Văd doar ideea de vedetă. Pentru că eu nici nu cred că există vedete autentice în România. Trebuie să spun, în adevăratul sens al cuvântului. Cei pe care i-am întrebat eu mi-au spus, fără niciun accent peiorativ, mai ales tinerele fete, am simțit acolo, în secret așa, o dorință de a ajunge ca tine. Mă bucur că e așa și, într-adevăr, știu din contactul meu permanent cu publicul că există mulți oameni, nu neapărat foarte tineri, ci și oameni de vârsta mea, care caută modele și caută bucăți din oamenii pe care îi admiră de la televizor sau din viața publică în general. Bucăți în care să se inspire. Bună dimineața! Bine ați venit la Cafe Verona! Bine v-am regăsit! Mulțumesc tare mult! Un suc natural? Făcut acum? Da! Okay. Mulțumesc! Mie ca de obicei, cappuccino și croissant. Vezi, în pofida modelelor, eu nu renunț niciodată. Cappuccino și croissant sunt aici, chit că mă gândesc cum acasă, în fiecare sâmbătă, doamnele zic, uite, iară mănâncă dulce. Astăzi dimineață am deschis, să spun așa, ziua cu găluște cu prune, ca în copilărie, din acelea cu pezmet și cu zahăr mult, din păcate. Așa că am stricat tot modelul de viață sănătoasă pe care îl promovez cu în general. Cu alte cuvinte, te mai abați câteodată. Bineînțeles. De fapt, excepțiile sunt cele care dau... Confirmă regula, da, nu? Care dau sare și piper vieții, uh-huh, până la urmă. Important, tăie moderația. Nu e important, după părerea mea, să renunți cu totul la ceea ce îți face plăcere, ci să-ți păstrezi aceste găuri în timp pentru evadare, știi? E adevărat, dar ce balanța greu e, să fie corectă. Ce greu e să ții doza aia, proporția, de fapt, e enigma. Nimic din ce e bun nu e ușor. Păi fiindcă suntem la secrete și am senzația, nu te-am văzut de mult, așa, pe viu, dar am senzația că, tot ai zis, întoarcere în timp, că te văd ca acum 20 de ani când ne-am cunoscut. Care e misterul acestei reinventări? Ce ar trebui să știe o femeie care vrea să se reinventeze la jumătatea vieții? Mulțumesc! O femeie, după părerea mea, nu are voie să obosească. Păi poate, e și ea om. Știi, obosești pe interior, dar n-ai voie, trebuie să-ți impui până la urmă să trăiești frumos și demn, până la capăt. În pofida greutăților prin care cu toții trecem, de orice tip, greutăți de natură materială, greutăți cu noi înșine, cu oamenii pe care îi întâlnim și poate că nu sunt cele mai fericite alegeri, e tot vina noastră, noi le-am făcut. Cu alte cuvinte, te-ai exersat să zâmbești larg și unui adversar și unuia în ochii căruia simți că nu te place neapărat. Știi, pentru unii zâmbetul pe care nu-l simți imediat și profund poate să pară falsitate. Pentru mine e o lecție pe care am învățat-o. Așa cum pofta vine mâncând, zâmbetul exersat devine până la urmă ecou către suflet. Realmente trebuie să exersezi zâmbetul chiar și când ți-e rău. Mă trezesc dimineața, mă uit în oglindă și îmi zâmbesc. Și îmi spun că va fi bine. Chiar dacă în momentul ăla eu n-am niciun motiv să cred că va fi bine. Sunt de acord că zâmbetul poate fi un exercițiu și la un moment dat să devină o a doua natură, de acord. Dar pentru asta trebuie să ai tărie. Dacă rămâne la nivelul unei perpetue măști, sunt persoane, așa zise vedete, că n-ai fost de acord cu termenul și nici eu nu sunt. În România, un autor vinde 10.000 de cărți și spune că
că are un bestseller, nici vorbă. Corect. De fapt, care e problema? Ce ne lipsește ca să avem fie un bestseller, fie o vedetă? Să fiu sinceră, eu nici nu răvnesc să devin vedetă, să port această titulatură. Care-i până la urmă marea provocare în treaba asta? Nu mi se pare deloc util. Ce mi se pare însă important este să las ceva în urmă, să las ceva valoros, să las ceva durabil, de care alții să-și amintească și să-și dorească să fie, așa cum spuneai, precum am fost sau am făcut eu odată. Să existe un model la nivelul pe care pot eu să-l împlinesc, pentru că fiecare om are potențialul său pe care alții să își dorească să-l urmeze. Dacă aș face bilanțul, pot să spun că ai reușit, pentru că, uite, mă gândeam acum venind spre grădină că e fix un deceniu de când formatul ăsta de mare succes, care a ținut standardul 9 ani, numai cine n-a făcut asta nu știe cât e de dificil. Aproape 10, da. Aproape 10. Da. Și peste anii ăștia de glorie, aproape 10, au trecut încă 10 în care ai făcut altceva. Și cu toate astea, pagina ta de socializare are peste 1.400.000 de... Una dintre ele, că sunt una 6. Dintre ele. Eu m-am... Pe fiecare proiect am alte... E adevărat, alte... dacă le-aș fi adunat, noroc da. Că nu stare la matematică. Vezi, aici informaticianul din tine imediat a tresărit. Deci ai reflexele unei gândiri pozitiviste și ale unui... informatician, ceea ce nu e rău deloc. Da, am o minte structurată. În egală măsură sunt un om romantic și o visătoare, dar există partea balanței, știi? Și sunt destul de echilibrată de rațiune, pur și simplu. Dacă vrei părerea mea, n-am văzut niciun visător autentic care să fie și calculat, și cumpătat, și matematician, și bordonat. Nu știu cum reușești. Nu-mi place să trăiesc liniar. Asta e clar. Și de aceea, uneori, poate că oscilez prea mult pentru un om normal, poate că sunt obositoare, pentru că sunt mult prea visătoare, am perioade din viață sau zile, pur și simplu, când cad în partea aceasta, sau alte zile când sunt pur și simplu eficientă. Eficiența e cuvântul meu de ordine. Nici nu ghicești unde am deslușit amestecul ăsta de exactitate și fantezie. Ei bine, în grădina ta, așa e, unde am văzut așa, un stil vintage, cuceritor, amestecat cu gazon, cu trandafiri, cu cinteze, asta a fost deja cu asupra de măsură. Cum e cu păsările astea? Le-ai adus acolo? Cu cinteze, cu veveriță, cu cățel, cu pisici. Deci n-am spus tot. Cu peștișori. Deci e vorba fetiței mele. Mami, la noi acasă e la fermă. Și ea își dorește să facă o fermă de pisici. Așa o fermă de perspectiva pisici? E deschisă. Ideea e că îmi place natura, pur și simplu. Ea e punctul meu forte de inspirație. Am învățat de la aceste animale, de la plantele pe care noi le creștem de la sămânță până când dau roade. Am învățat răbdarea. Adică tu am și Violeta ați făcut grădina asta de la primul fir de iarbă până la ceea ce am văzut. Exact, exact. Și cu ajutor și cu inspirație de pe internet. Am învățat, am citit foarte mult, ne-am documentat. Am făcut și greșeli. Am luat-o de la capăt. Am încercat din nou și din nou. Și până la urmă am făcut acest mic colț de rai, într-adevăr. Care are câți metri? Nu e mare, nu știu, să fie 10 în lung și 6 în lat, ceva de genul ăsta. Însă e atât de frumos populat locul. Și, într-adevăr, oricine vine la noi acasă spune că e pur și simplu un colț de rai. Găsești de toate. Găsești fructe, găsești legume, găsești pomi. Am văzut că exotici, Violeta are un vișin. Cred că... Vișinul și cireșul sunt plantați de ea. O încurajez și merge de câțiva ani în tabere la țară, la fermă, unde copiii au grijă de animale, învață care sunt obiceiurile de la țară, gătesc. E în asta o nostalgie după romanul tău natal? N-aș putea spune că romanul meu natal mi-a creat această nostalgie. De exemplu, eu nu am avut bunici la țară. Bunicii mei au migrat către oraș, deși erau din sate diferite, și eu am tânjit întreaga mea copilărie după vacanțele la țară pe care colegii mei le aveau. Mi se părea ceva misterios și îmi doream să fiu cu tălpile în țărână și eu nu aveam acces la asta. Sigur,
Romanul era un oraș mic și pe bunicii, aleea pe care stăteau bunicii era tot un fel de țară, știi? Am aflat, să știi că bunicii am nu mai sunt în viață, din știu, păcate. Din păcate. Și am aflat însă de la câțiva romașcani că pe la 6-7 ani, cu o păpușă în mână, te duceai adesea. O luai drept înainte pe drumul. Aveam dor de ducă. Te-ai și rătăcit. Ce am făcut de mai multe ori a fost să-mi iau păpușa răpănoasă, așa se numea. Răpănoasă? Da. Și se numea astfel pentru că mă jucam atât de mult cu degetul în părul ei, încât nu mai puteai să-l descălcești. Dar știai la vârsta aia ce înseamnă răpănoasă? Nu, cred că realizam cu adevărat. Sau era doar de sonoritate? Nu, nu, era ceva plăcut pentru mine. Da. Numele ăsta era un nume de alind, știi? Și pe de altă parte, nu știu, am reușit eu să-i bag degetul în ochi și să-i-l scot. Așa că răpănoasa săraca nu avea niciun ochi, era și cu părul cârlionțat definitiv, fără nicio șansă de a fi pieptănat. Dezastru. Așa cum se cuvine. Dar era, vezi, în viață iubim ce iubim. Așa nu e. Iubim ce respectă normele celorlalți. Adică îmi spui în cuvintele tale că iubirea... Frumosul meu nu e neapărat frumosul uh-huh. tău. Ce iubesc eu, nu trebuie să iubești și tu. Și trebuie să acceptăm asta. Viața mea a fost plină de dificultăți, dar și plină de vârfuri. Crezi în destin, în noroc? Mulți ți-au spus de-a lungul... Nu vreau să cred în destin implacabil. Vreau să cred n-am spus-o cu așa gravitate. Da, vreau să cred în destinul care, într-o măsură poate mai mică, se poate schimba prin intervenția omului care are o voință puternică, credință și pasiune. Ca să traduc altfel, în limbajul multora dintre doamnele și domnișoarele care ne văd acum cu siguranță, de pildă, la 20 și un pic de ani, când erai în platourile luminate a Giorno de la televiziunea română, te-ai fi gândit că peste 20 de ani, la 40, vei fi într-o întâlnire spectaculoasă, chiar de divă, venind încoace cu mașina, când stăteam la semafor, te-am văzut într-un banner de 5 metri, roche roșie, erau veritabil cercei ăia ai tăi? Asta m-a interesat. Veritabil înseamnă piatră prețioasă? Da. Asta vrei da, să spui? Da. Nu cred, semi-prețioasă. Prefer să schimb bijuteriile și îmi place forma lor, îmi place felul în care pot asorta în fiecare zi o altă bijuterie la o altă ținută, în loc să aleg diamante pe care să le port o viață. Sunt statornică în partea în care trebuie să fiu statornică, față de oameni dragi, față de cauze în care cred, dar nu sunt statornică față de lucruri. Nu vreau să mă leg de lucruri. Știi? Adică prea puține sunt lucrurile la care țin și pe care nu le-aș da sub nicio formă sau nu le-aș schimba sau nu le-aș pierde. Lucrurile vin și pleacă. Banii vin și pleacă. Oamenii rămân, sufletele dragi, atât de puține cu adevărat, sunt care puține, sunt loiale. Ți-au, da. Ți-au trebuit niște decenii ca să-ți dai seama ce puțini sunt prietenii. Sigur că da, dar, dar, nu, sufăr, să te duc dar spre... nu sufăr din pricina asta. Nu m-am gândit că sufăr. Pur și simplu am tras o concluzie, atât. Știi, în ideea mea ușor frivolă asta cu cercei și dacă erau sau nu veritabili, pândeam de fapt alt răspuns și mi-ai dat unul amplu, la fel de mulțumitor. Pentru că voiam de fapt să te duc la iluzia cu care ne trece așa pe sub nări televiziunea și cum ne minte ea frumos, făcând ca dintr-o atitudine de divă în roche roșie de seară, totul să pară veritabil, când de fapt erau niște pietre semiprețioase. Dar fotografia, atitudinea ta, încrederea ta și peste toate mirajul imaginii, făceau ca totul să pară basm. La ora 20, sâmbătă seara, surpriză, surpriză! Exact pe 17 aprilie, în 1999, în locul acesta, la aceeași oră, vă spuneam pentru prima dată, noi suntem echipa Surprize, Surprize. Bine ați venit! La mulți ani tuturor! Așadar, suntem o mare familie și azi e ziua noastră! Să înceapă seara surprizele! Aș vrea ca telespectatorii să se gândească acum dacă mă văd altfel în normalitatea acestui studio improvizat, față de felul în care mă văd într-un studio somptuos, în care totul pare prețios exterior. De fapt, eu vreau să ajung la esență.
suntem prețioși prin noi înșine. Nu suntem prețioși prin bijuteria pe care o purtăm sau prin haina pe care o punem pe noi. Legat de bijuterii, lucrez acum cu niște bijutieri români care fac bijuterii la îndemâna oricui, dar prin creativitate, prin felul în care știu să așeze metalul în combinație cu piatra, culorile, povestea, că o bijuterie e o poveste până la urmă, categoric. Fac totul să pară prețios, iar pe tine te fac să arăți femeie, mai femeie decât ești, dacă vrei. Feminitatea nu costă bani. Nu e nevoie de mult material ca tu să fii prețioasă prin ceea ce ești. Andreea, nu pot să cred asta dacă mă gândesc la cât costa rochea ta din bannerul ăla sau cât costă mașina ta roșie cu care ai venit și care îmi place și mie, dar dacă aș conduce eu, aș zice tot timpul aș zice ce păcat de mașina asta, știi? Mașina pe care eu o conduc nu este o mașină pe care am plătit-o. Nu este mașina mea, este mașina companiei pe care o reprezint, ca atât imagine. Atât mai grav, m-aș gândi tot timpul că nu trebuie să o ciobesc niciun. Exact, asta fac și eu, sunt atentă. Apăsător. Dar ceea ce vreau să-ți spun este, din nou, că lucrurile nu sunt importante. De exemplu, pentru mine e important să pun ceea ce câștig în cărți, în călătorii, iubesc să călătoresc, vorbi, să cunosc lumea. Vom vorbi lumea. Imediat despre asta. Da? Deci după nu ce investesc în... am o casă în care locuiesc. E normal să ai un acoperiș deasupra capului și să, fiindcă îmi place designul de interior, da, am făcut-o să pară din nou mai prețioasă decât este. Da? Nu locuiesc într-un castel și nici nu-mi doresc asta. Nu strâng bani pentru a avea o locuință mai somptuoasă. Asta e locuința mea. Nici gata, nu trebuie. Mai trebuie alta. Nici nu, da. Exact asta. Deci trebuie să înțelegi că modul meu de viață e cu picioarele pe pământ. Și că nu încerc nici măcar să construiesc la nivel de imagine ceva ce nu sunt. Da, conduc o mașină frumoasă, roșie, decapotabilă, valoroasă în sine ca obiect, dar pe care eu nu dau bani, ci prin natura meseriei mele, printr-un schimb fer, da? Imagine care e, serioasă, care e, contra imagine exact, serioasă, care e în regula lumii în care, care trăim, în regula lumii da. În care trăim, înseamnă un avantaj pe care l-am astăzi. Poate că peste un an, 2, 5 nu o să de acord. Nu e nicio dramă. De acord. Și dincolo de aceste tranzacții la vedere, profitabile, explicite, dacă te-aș ruga să-ți faci tu, nu eu, ca moderator, un crochiu din 3 fraze, în așa fel încât să știm exact și în exclusivitate cine este Andreea Marina, îi spune ce? Un om mult mai normal decât ați putea crede, obsedat să rămână cu picioarele pe pământ și fugind mereu de ridicol, extrem de corect. Asta am aflat. Asta prieten, chiar am aflat. Un prieten foarte bun. Sunt un prieten pe care te bazezi la orice oră. Un om care iubește până la capăt. Un om însă dar, corect și cu sine. Exact. Și care se respectă. Ai spus totodată că da. Acest capăt al traseului tău se încheie atunci când nu mai simți reciprocitatea. De acord. Mi se pare fair play. Greșeala celor mai multe femei din jurul meu sau din România zilei de astăzi sau din lumea întreagă este că trec peste acea limită a respectului pe care ele și ele îl merită. Alunecând în compromis, vrei să-mi spun. Exact. Faci compromis până la limita la care el nu se mai justifică. Asta e de înțeles. Nu se justifică să-ți supui viața, sufletul, sentimentele unui alt om. Dacă el nu te merită. Știi unde mai convinge-te că te merită sau că nu te merită și acționează în consecință. Știi unde m-ai dus acum cu răspunsul ăsta atât de clar? Cum te mai poți îndrăgosti dacă stai tot timpul cu percepțiile deschise ca să palpezi reciprocitatea? Mai poți? Sigur că nu e ușor dacă ai un eșec, două. Sigur că nu e ușor să mai intri în noi relații, în orice fel de relații, nu doar de cuplu, și în relații de prietenie. Dacă ai avut dezamăgiri,
e greu să mai crezi în noi prieteni. Dar pe de altă parte, eu sunt un optimist incurabil, continuând definiția pe care mi-ai cerut-o, crochiul. Pe de altă parte, vreau să trăiesc frumos și vreau să cred că pentru omul bun din mine există undeva, pe pământul ăsta mare, măcar un om bun asemenea mie, care se va întâlni cu mine într-o bună zi. Sunt convinsă de asta. Îmi e permis să visez. Sunt sigură că îți e și aproape, că vine, e pe drum, da, și că vă veți întâlni cu siguranță. Ne-am întâlnit deja. Împărtășesc acest optimism. Dacă v-ați întâlnit, cu atât mai bine, pentru că eu pot să mă duc mai departe spre alte lucruri neștiute. Și între mitologiile mele urbane există și asta, că un om extrage foarte mult din esența lui, pentru că ai vorbit de esențe, din copilăria lui, din ce a primit sau din cât a primit de la părinți, de la prieteni, de la bunici, de la locul natal, și ei te duc spre o confesiune alta decât ai mai făcut, care să te apropie cumva de o afirmație paradoxală alături de optimismul despre care am vorbit, când ai spus, nimic nu a fost lin în viața mea. Din păcate. Din păcate. Nu totul a depins de mine. De pildă faptul că atunci când eram copil, într-un accident foarte grav, am pierdut-o pe mama în brațele mele de copil, s-a stins până la spital, sub ochii mei, în timp ce alături de mine sora mea și tatăl meu și eu însă eram cu toții accidentați și într-o stare psihică deloc bună, lucrul acesta nu putea să depindă de mine. S-a întâmplat. Crezi nu mai caut motivații. Nici nu vreau să le aflăm, vreau doar să știu dacă ai simțit în tine în clipa aia că te-ai trezit în altă vârstă, în alt eu, în altă piele. M-am maturizat brusc. De fapt, asta s-a întâmplat cu mine. Pe de o parte, pentru ceea ce numesc astăzi, privind de acolo, din copilărie, viitor, au existat și plusuri și minusuri. Faptul că eu m-am maturizat brusc mi-a adus responsabilitate la o vârstă la care încă ea nu era cazul să-și facă locul într-o asemenea copiii măsură. De la vârsta aceea nici nu știu în mare parte sau nu știau, acum sunt mult mai evoluați. Subtil și evoluați. Nu știau ce înseamnă să fii responsabil. Eu am simțit că atunci ți-ai făcut probabil niște promisiuni. Ai spus, așa am și făcut. Voi învinge totdeauna, n-am să plâng. Da. Și de plâns am plâns, lacrimile mi-au mai curs, dar cu siguranță nu am vrut să mai fiu decât pe picioarele mele, am vrut ca eu să îi susțin pe cei din jurul meu și acesta a devenit destinul meu, ca eu să îi susțin pe alții, nu alții pe mine. Treaba asta a avut și plusuri, în sensul că am răzbit, am deschis uși cu lacătele puse și așa mai departe. Știi ce mi-a spus Cristian Țopescu? Mi-a zis răspicat. Nu am văzut o persoană feminină mai ambițioasă și mai perseverentă decât Andreea Marin. Mi-a plăcut foarte mulțumesc. Mult. Mulțumesc! E un gir mare. Mulțumesc! Nu vezi știam că a spus asta. Cu Lazarov nu am apucat să vorbesc, dar o să ne spui tu ceea ce eu n-am reușit să aflu la timp, pentru că sunt sigură că aceea a fost o întâlnire fatidică care a schimbat fața destinului tău cumva. Da, el a fost un alt tată al meu, dar vreau să-mi termin ideea. Ideea e că o maturizare de acest gen vine la pachet și cu minusuri, nu doar cu plusuri. Categoric. Anume, faptul că sar niște trepte care ar fi firești. Nu-ți mai trăiești copilăria așa cum ar trebui, cu toate bucuriile ei, cu toate naivitățile ei, și sufletul nostru are nevoie de această evoluție firească, treaptă cu treaptă, nu cu pași mari sărind trei trepte odată. Ori asta s-a întâmplat în cazul meu și undeva la maturitate, pierzând din aceste sentimente firești când era timpul lor, undeva la maturitate a fost decontarea. Am simțit nevoia de a fi protejată, pentru că până atunci numai eu protejasem. Am simțit nevoia de a mă agăța de dragoste, ca de un medicament pentru ceea ce nu era rezolvat în urmă, în copilăria riscant, mea. Riscant, foarte riscant, recunoști. Pentru că nu doar riscant, ci, iată, a fost o greșeală.
Și a mai fost și a doua greșeală și a treia greșeală. Și ce adică, dacă face parte din istoria oricărei femei puternice? N-am nicio problemă cu asta. Însă, ce vreau să spun este că orice dezechilibru în viață rămâne un dezechilibru. Și de aceea eu astăzi ca mamă încerc să am grijă de copilul meu în așa fel încât ea să crească cu toate acele lucruri firești pe care eu nu le-am mai avut de la o vârstă încolo. În momentul în care mama a dispărut de lângă mine, n-am avut cum să le mai am. Vreau ca ea să fie o femeie echilibrată, o femeie cu mintea deschisă, liberă, să călătorească, să citească, să fie pe picioarele ei, dar să rămână femeie. Eu am fost nevoită ca uneori să fiu bărbat. Sau soldat? Exact. Când te vedeam pregătindu-te. Și asta nu e bine. Hai să vorbim un pic de adrenalina pe care ți-o dau cele 3 ore de transmisiune directă în fiecare săptămână, la o vârstă la care tinerele cochetează, se duc la dans, se gândesc meu. La... Știu foarte bine. Așa și vreau e. Să aflu... Dar nu-s doar cele 3 ore. De fapt, munca adevărată și adrenalina e până să ajungi să pui în practică în văzul milioanelor de români care ne urmăreau de pe 5 continente cele 3 ore de frumusețe. Atunci, deja lucrurile erau gata. Ți-e dor de asta? Când ai venit încoace și ai coborât treptele în grădina noastră, ai avut oarecare tresărire? Sau măcar pentru mine atingi? E clar că a fost o etapă din viață și că nu mai e locul ei astăzi. Însă, da, mi-e dor de profesionalism generic vorbind în televiziune. Pentru că îl întâlnești din ce în ce mai rar. Pentru că școala veche de televiziune, așa cum o știm noi, cu regulile ei, cu respectul față de invitatul din fața ta, cu respectul față de publicul de acasă, cu dorința de a fi informată, cu documentare, cu toate lucrurile astea, în ziua de azi, în genere, sigur, sunt și programe excepție, dar în genere e doar o poveste și chiar e chiar inutilă această Nu e o poveste, e o hartă restrânsă pentru doar pentru anumite gusturi. Asta e. Lumea s-a stratificat, din păcate. Dar nu e vorba de superficialitate. Și e vorba de alegeri până la urmă. Știi foarte bine ce înseamnă asta. Corect. Alegerile cele mai importante pe care le-ai făcut au fost care? Am avut întotdeauna o foarte bună intuiție. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Nu știu cui să-i mulțumesc. M-am născut cu treaba asta. Și cred că cel mai important este că am simțit momentele. Am simțit când să fac un pas în carieră. Am simțit când e momentul să fac o schimbare, chiar dacă ea părea extrem de riscantă. Am simțit momentul când eu trebuie să spun stop unei relații, pentru că deja îmi făcea rău sau mă transforma în ceea ce nu sunt sau mă abătea pur și simplu de la drumul meu corect în viață. Știi foarte exact care e drumul tău? Sunt alegeri bune acestea. Îl vezi înainte, drumul ăsta? Drumul meu a fost extrem de spectaculos, aș putea spune. Și n-am avut atâta imaginație încât să văd acum 20 de ani ce va fi astăzi. Drumul tău, draga mea, e ca o poveste bună din filmele americane. Trebuie să chit că suntem în România, la București, asta da, dar nu e un noroc care mi-a picat de undeva de sus, ci fiecare treaptă a fost construită cu multă muncă. Asta e diferența. Nu m-aș plânge, pentru că tocmai așa s-a construit ceva durabil. Având și greutăți. Nu poți construi ceva durabil dacă totul e lin și totul ți se servește ca pe tavă. Nu. Trebuie să muncești și să știi ce ai de făcut. L-am citat pe Cristian Țopescu și acum mă duc spre un mare dispărut al televiziunii, Iosif Sava, mentorul meu, am spus-o de atâtea ori, care mi-a zis odată pe holuri, în urmă cu 2 decenii, e prea frumoasă ca să reușească cu adevărat. Atunci chiar m-am supărat, deși nu sunt feministă, deloc. Dar după aia m-am gândit foarte des dacă frumusețea unei femei o împiedică, o ajută, cum e ecuația? Am avut o piedică mică la un moment dat când eram la știrile televiziunii naționale. Nici nu știu ce ai căutat acolo. După părerea mea, a fost un rodaj. Era limpede. A fost foarte utilă acea perioadă. Utilă în ce? În primul rând pentru că am întâlnit rigoarea știrilor și viteza știrilor. Da. Sigur, se potrivește foarte bine cu rigoarea și viteza mea, oricum. Dar și cu modul meu structurat, rațional de a face
orice muncă. Dar, pe de altă parte, m-a ajutat să întâlnesc oameni speciali, oameni inteligenți, oameni care știu ce au de făcut în viața asta, să iau interviuri scurte, dar care să aibă sevă. Uh-huh. Am fost corespondent la premiile Oscar doi an la rând. Hai să spunem, la Los Angeles, cum au fost aceste două trimitere ale tale ca reporter al instituției Brand de Țară. A fost o poveste extrem de simpatică. Spune-o pe scurt. Spune-te. În primul rând, pentru că eu nu știam engleză la acea vreme. Dar nimeni nu știa că eu nu știu. Nu m-aș fi gândit. Asta și, chiar exact, că e o poveste. Bine, și într-o zi mi se spune peste 10 zile pleci ca reporter trimis special corespondent la premiile Oscar. În primul rând am fost atât de copleșită încât n-am avut un răspuns. În al doilea rând, n-am avut curajul să spun că eu nu stăpânesc limba engleză. Și știi ce am făcut? M-am pus cu burta pe carte. Și ai să spui că e imposibil ca în 10 zile să înveți o limbă. Sigur, nu mi-era total necunoscută pentru că eu făcusem engleză în școală, dar nu la nivelul la care să pot lua interviuri și să port conversații vorbind liber, fără nicio problemă. Ceea așa cum ai făcut-o fost... după, pentru că au fost 12 episoade, cred, cu Andreea Marin la Hollywood, dacă mi-aduc aminte. Nu, aceea a fost o a treia incursiune la Hollywood, separată, nu ca și corespondent special pentru premiile Oscar. Deci povestea a continuat după aceea, mai amplu. Ideea e că în acele 10 zile am stat cu burta pe carte, m-a ajutat enorm mintea mea matematică, pentru că engleza e matematică. A ajutat foarte mult faptul că eu apreciez ideea de documentare. M-am documentat despre toți cei pe care aveam să-i întâlnesc, cu care erau posibile interviuri, căci n-aveam certitudini când am plecat de acasă. Mi-am creat liste de idei pentru interviurile cu fiecare. A fost exact, o muncă enormă. Așa se lucrează. Și după aceea le-am și tradus și le-am corectat traducerile cu ajutorul unui profesor. Așa că m-am dus doxa de carte. Adică de blindată, cum aș blindată. Exact. Și acolo am intrat în atenția tuturor pentru că la vremea aceea nu aveam bani. Din salariul pe care îl primeam la știrile televiziunii puteam să-mi iau cel mult un sacou pe lună. Și aveam un sacou de interviuri, un sacou galben, mi-l amintesc și acum, frumos, elegant, cu care mă îmbrăcam în fiecare zi. Pentru că n-aveam două, aveam doar unul. Oamenii de acolo, corespondenți din întreaga lume, au crezut că port în mod special acel sacou. Exact, fi sacoul meu norocos. Deci cum o fi un talisman. Să întorci, exact. Și uite, ca pe o revanșă bună. Exact, un fapt negativ, să-i spunem așa, da? Și uite așa am apărut pe coperta unei reviste prestigioase de acolo. Am văzut-o. Da, și eram numită Lady in Yellow. Da. Și asta și pentru îndrăzneala mea. De fapt, eu eram naivă, eram la începuturi. Nu prea știam eu regulile, ce ai voie, ce n-ai voie. Și ce fac eu? Intru în sala în care urmă să dea premiile Oscar. Da. Intru cu cameramanul, mă bag năsucul pe acolo, tocmai se pregăteau pentru că începea evenimentul, găsesc o priză, hai, montăm camera, hai de repede să facem aici câteva cuvinte, nu știu ce, și am început să fac pentru știri înregistrările de care aveam nevoie. Dar eu nu eram acreditată acolo, eu nu aveam voie să intru acolo. Noroc că nu te-ai gândit la asta. La un moment dat ne-a prins cineva și ne-a spus, n-aveți ce căuta aici, dar norocul a fost că nu m-a pus să-i dau și caseta. Așa că am fost practic singurul corespondent din lumea asta largă care la vremea aceea a transmis din interior fără să fie acreditat acolo. Hai să fac un pas spre ideea de călătorie. Sunt trei destinații din multele destinații ale tale despre care vreau să te întreb și ar fi așa. Acoperișul Africii, de pildă, Irakul. Eu am visat vreo 20 de ani să ajung la Bagdad. Am ajuns până la urmă. Noroc că mi-am ținut visul. Ce am putea să mai alegem? Să mă gândesc. O să mă gândesc. Hai să trecem prin primele două. Întâi de acord. Toate. Acoperișul Africii este pentru mine o etapă foarte importantă. Eram după un moment greu din viață. Un prieten îndrăgostit de munte și în același timp de filmări și de tot ce înseamnă televiziune, Călin Vrabie, cu care am făcut ulterior documentare în întreaga lume, a insistat, mi-a spus, tu trebuie să ajungi acolo, să fii prima jurnalistă din România care ajunge pe vârful Kilimanjaro, Uhuru Peak se numește, și eram și tristă după momentul greu din viața mea. Și el mi-a spus, păi, e tocmai ceea ce trebuie să faci.
vei vedea că de acolo de sus, de pe vârful acela, privind de partea cealaltă a muntelui, vei vedea problemele de la sol atât de mici și vei vedea cât de ușor poți să le depășești și cum vei vedea viitorul cu alți ochi. Sigur, n-a fost chiar așa, pentru că atunci când te afli pe vârf, și am ajuns până la urmă pe vârf, îți dorești să împărtășești asta cu un om drag. Și eu n-am avut cum să o împărtășesc la momentul acela. Deci a fost și frumos și greu în același timp. Dar colegul meu a avut dreptate. Când am privit de acolo de sus, după o săptămână de urcuș și după ultima noapte, cea a asaltului final, așa se numește, urci noaptea, ultima diferență de nivel de aproape 1000 de metri altitudine și pe un frig extraordinar și ajungi în zona ghețarilor, după ce ai urcat din zona ecuatorială până în zona ghețarilor veșnici. Și ți închipui că o să te așezi acolo tu pe un ghețar și o să privești da, lumea. Așa ni se pare, ca într-o carte ilustrată. Ei bine, e atât de frig încât stai 5 minute și ai plecat. Și 5 minute mi se pare. Dar 5 minute acelea sunt miraculoase. Și într-adevăr, când privești de partea cealaltă a muntelui, când te uiți în jos, te și întrebi de ce aici, pe pământ, printre am problematizat oameni, atât, am atâtea nimicuri, probleme niște... care sunt, devin nimicuri. Le privești de la înălțime și devin nimicuri și deodată vezi rezolvări și vezi altfel lucrurile. Deci a fost un moment crucial, un moment în care eu am învățat lecția răbdării. Eu sunt un om extrem de nerăbdător. Vreau să fac totul repede, mi se pare că timpul e prea scurt. Am învățat ceva. Nu total. De la din un lecția, munte cu gheață. De la un munte, frumoasă da. Poveste. Lecția și răbdării. Pentru că trebuie să urci pole-pole. Încet, încet. Pas cu pas. Nu poți grăbi pasul pe munte. Pentru că altfel clachezi. Deci asta e lecția de acolo. De aici însă puteți vedea drumul prin deșertul alpin pe care îl vom parcurge mâine până la tabăra Kibo. De metri, asta e altitudinea la care suntem, mai avem 200 de metri altitudine până la Uhuru Peak. Ceasul este 5 dimineață și am pornit la ora 12, deci exact în timp. Nu o să mai pierdem vremea cu răsăritul. Hai, când și plecăm pe crater, da? Uh-huh. Hai, la drum! La drum! Thank you, Vincent. Okay. Thank you so much. Irakul a însemnat altceva. Am fost acolo făcând o surpriză unei mame soldat care era acolo de luni de zile și i-am prilejuit întâlnirea cu copilul său. Rămas singur în țară, ea era o femeie singură. Mamă care își creștea, singură băiatul. El era la un liceu militar și pentru el a fost o provocare să ajungă să-și vadă mama acolo. Și a fost o întâlnire extraordinară, cu asemenea încărcătură emoțională. Îți dai seama, una e să te vezi în platoul surprizelor și alta e să-ți îmbrățișezi copilul acolo. Sigur, în condiții de securitate maximă, nu ne jucăm cu lucrurile astea. Era o bază americană, nu? Era baza noastră, de fapt. Și italienii erau vecini cu românii. De fapt, cu o bază NATO, ca să zic mai exact. A fost extraordinară experiența, am văzut multe, am înțeles multe. Dacă ți-ai formula misiunea ta, Andreea Marin, în lumea asta, care nu mai are nicio logică, dacă ar fi să o spui dintr-o dată, misiunea mea e să fac bine. Pur și simplu. Să las asta binele deja în urma mea. Deja a devenit un mod de viață. Despre asta e vorba. Fie prin vorbe, știi cât de mult bine poate să facă un cuvânt bun spus la momentul potrivit. Mai ales un cuvânt. Fie oferind un model de urmat în anumite situații. Fie făcând bine în mod practic. Pur și simplu. We'll be right back.
îmi dăruiți două minute din timpul dumneavoastră? În ideea de a ajuta copiii acestei țări ce sunt în situații dureroase. Nu merg la școală, din diverse motive. 60.000 de copii sunt separați de familiile lor. Un asistent social intră într-o casă și salvează o viață. Vă mulțumesc tare, tare mult. Sunteți acum unul dintre cei peste 7.000 de prieteni UNICEF. Dacă fiecare dintre noi face măcar câte un gest, lumea noastră ar fi mult mai puternică. Dacă noi am fi mai puternici prin această solidaritate în dărnicie, în altruism. Te face fericită ce anume? Copilul meu, înainte de orice. Violeta face parte dintr-o generație subtilă, altfel decât a noastră. Așa e. Și pe de altă parte, distanța dintre generații se mărește continuu și diferența dintre generații. Cum îi faci față? Pentru că un om public are și această problemă. Am avut grijă ca eu pentru ea să nu fiu nici o vedetă de televiziune, nici un om public, ci eu sunt mama, pur și simplu. Am avut grijă să-mi schimb viața în acord cu nevoile ei. De exemplu, biroul meu este la ultimul etaj al casei în care locuim. Eu lucrez de acasă în cea mai mare parte a timpului. Da, e o mare favoare când că îți poți permite asta. Sigur că da, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pot face asta și explic și ei. Pentru că, știi, chiar și așa, copilul uneori îți reproșează: da, mami, că nu ești cu mine la joacă, că tu stai la tine în birou și nu știu, zic, dar mami, nu e nicio clipă adevărat. Eu... m-am uitat pe pagina ta de socializare. Da, chiar aseară am avut rațele, rațele și vânătorii. Mi-am adus aminte de Andreea Marin, cea care juca handbal în adolescența ei, și am zis, ei, uite, se poate. Da, da, sigur că da. E greu când ești ca părinte, ești obosit, după zile de muncă, să mai ai și putere să te joci cu copilul. Nici eu n-am puterea asta în fiecare zi, dar îmi rezerv în fiecare zi timp cu ea și, pe de altă parte, mă oblig, dacă pot să spun așa, îmi impun ca, din când în când, să mă joc de-a bine, să fiu copil, ca și ea. Să-i fiu alături. De exemplu, aseară am continuat după joaca de pe stradă și cu ceilalți copii din vecinătate. Am continuat intrând în casă, cântând amândouă la pian și apoi am stat cu ea și am urmărit al doilea film din seria Harry Potter, pentru că ea citește Harry Potter acum în engleză. Pur și simplu te invidiez. Și... o să mă duc acasă să-i citesc și eu motanului meu ilustru, ceva găsesc eu. E foarte sensibil la voce. Până la urmă, contează, exact cum ai spus, să iubim cu adevărat ceva pe cineva. Așa e. Dar contează în egală măsură să ne iubim și pe noi. Dacă tu nu te iubești pe tine, cum să ai pretenția să fii iubit? Nici nu o să-i poți iubi vreodată pe alții. Exact. Dar nu mă duceam... Nici alții nu te vor putea iubi pe tine, pentru că nici tu nu-ți oferi respectul și dragostea pe care le ceri, poate. Nu m-am gândit, când vorbeam despre asta, nici o clipă la egoism, m-am gândit concret la beția puterii, inevitabilă pentru un om care a stat în direct cu gloria absolută aproape 10 ani. Da, dar nu e cazul acum... meu și o să-ți spun de ce. Pentru că eu am crescut având probleme pe care nu le uit. Eu am crescut cu un tată care îmi spunea mereu să nu-mi uit rădăcinile. Și care mi-a amintit asta până când s-a stins, anul trecut. Da, îmi pare rău că l-ai pierdut, eu am aflat. Eu am crescut construind tot ce am prin forțe proprii. Nu am primit nicio moștenire de nicăieri, n-am avut soți care să mă întrețină, să o spunem direct, nu am nimic de ascuns din punctul ăsta de vedere. Că toți au fost celebri și nu săraci? Care toți? Vorbim poate doar de Ștefan, care a fost un om cunoscut, în rest, din potrivă. Important e că eu, ceea ce sunt, sunt pentru că am făcut cu mâinile astea două, cum se spune, și cu capul. Mi-ai spus așa, că în momentul de față, televiziunea nu-ți mai aduce foarte mulți bani, ci susținerea ta vine din proiecte altele decât televiziunea. Nu te-ai simțit cumva traficată de audiență? Abia încheiat la un comercial generalist mare, da, un sezon, ai avut totuși o relație contondentă cu Mihaela Rădulescu. N-ai crezut că televiziunea vă folosește punându-vă împreună? O să mă abțin. O să te abții. Și cred că prin atitudinea pe care eu o am, zi de zi, am avut-o și în timpul acestui sezon și o am zi de zi,
Nu arăt decât maturitate și eleganță. Asta e important, în rest sunt povești. Să știi că foarte multă lume și-a pus întrebarea și-a aplaudat la sfârșit această atitudine detașată și zâmbitoare cu care ți-ai detașată, tratat... Nu, pentru că nu e nu ușor. Era detașată. Nu e ușor să treci prin situații pe care, pentru care nu ești pregătit, să spun așa. Dar eu sunt un om matur. Și nu mai sunt nici omul care să se sperie prea ușor de provocări, de orice fel ar fi ele, și pe de altă parte, dacă eu mă păstrez așa cum sunt, sunt eu, și nu o să intru în rolul altcuiva, n-am de ce să-mi fie teamă. Nu am o relație contondentă cu Mihaela Rădulescu, dacă aceasta este întrebarea. Nu, nici n-am pus-o și oricum când am formulat ceea ce am formulat, era la un timp trecut și încheiat. Exact. Deci nu vreau să insist, vreau să merg cu amintire a ta de pe vremea când mergeai la școala de dans, învățând să dansezi. Ce însemna asta pentru tine? Și ce lecție a fost dansul în viața Andreei Marin? A însemnat grație, feminitate, relația cu partenerul, a însemnat a învăța să mergi în doi, pasul în doi, sincronizarea, de fapt. E o artă fair sincronizării, nu? Disciplina, pentru că e un sport, dansul sportiv cere disciplină și frumusețe, pur și simplu. Sper că am făcut un tandem bun astăzi împreună. Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc, a fost o plăcere. Te așteptăm oricând. Mulțumim, dragi prieteni. Cu mare drag. Ultima ediție de vară, încep preluările. Mulțumim, dragilor, și rămâneți cu ochii pe noi. Mulțumim, Andrei, și o plemenită. Și eu mulțumesc. Din gardul. Verona, mulțumesc. Căstuit și sezonul acesta. Ne găsiți pe TVR2 în reluare, pe TVR3, pe platforma TVR Online și invit toți colegii la o fotografie de grup memorabilă. De care noi o facem tot. O considerăm în continuare eu pe Andreea, colega și prietena noastră. Mulțumesc tare mult. Pentru că televiziunea română pentru ea a fost prima casă. Așa e. Chiar asta așa e. Așa e. Mulțumesc. Și prima dragoste nu se uită niciodată. Toată lumea alături de noi. Suntem o echipă și nu întâmplător finalul emisiunii arată de fiecare dată așa. Te rog. Haide, Iulica. Hai, băi. Răzvan. Hai. Face flori. Răzvan, vino. Mi le mai dai? Florentina, între timp se servește ciorba la Cafe Verona. Am ieșit la timp. Ce mi-e poftă. Miroase îngrozitor de bine. Da. Gata? Ne vedem la toamnă la sezonul 6.